Astăzi a fost ales noul viceprimar al municipiului Iași. Totul s-a petrecut în ședința Consiliului Local, acolo unde nominalizarea consilierului Răzvan Timofciuc a venit din partea primarului Mihai Chirica. Consilierii PSD și USR au ales să nu participe la vot, astfel că au ieșit din sală. În aceste condiții, consilierul Răzvan Timofciuc a fost ales de consilierii PNL și PMP. După numărarea voturilor, Mihai Chirica s-a ridicat de pe scaun, l-a felicitat pe noul viceprimar și i-a mutat cartonul cu numele acestuia la prezidium. În urma votului avem 14 voturi valabile exprimate. Și cu 14 voturi, domnul coleg Răzvan Timofciuc este noul viceprimar al municipiului Iași. Mulțumesc foarte mult! Felicitări, Răzvan! Fotografiați! De invit să-l iei loc aici, lângă... Și îți dau și cuvântul pentru că ești noul viceprimar ales al municipiului Iași. Nici o îmbrățișare, nimic? Edilul Mihai Chirica a transmis faptul că îl va supraveghea pe Răzvan Timofciuc în noua sa funcție. Până de astăzi avem cel de-al doilea viceprimar în persoana lui Răzvan Timofciuc. Sperăm să facem o echipă bună, să putem continua proiectele orașului, să lăsăm Gâlceava jos și să ne vedem de drumul nostru pe care l-am ales în 2020. Nici eu nu mă duc ca la pomul lăudat. Voi încerca să-l monitorizez, să văd exact cum se va mișca în noua postură și vom da acele atribuții pe care poate să le ducă la bun sfârșit și care vor face bine comunității. Răzvan Timofciuc a fost criticat de colegii din celelalte partide care nu au uitat că a fost un critic permanent al primarului Iașului și acum a trecut în tabăra acestuia. După excluderea mea din USR, aveam două posibilități. Una, să rămân un consilier izolat din cei 27 fără niciun impact, și o alta să mă alătur unei majorități pentru a putea implementa, pentru a putea pune în practică proiectele pe care le-am susținut în ultimii ani. La proiectul de buget pe anul 2025 am propus amendamente de 25 de milioane de lei pentru construirea de noi săli de sport, finalizarea de săli de sport, construirea de noi corpuri la școli, construirea de parcuri în cartierul Iașului și pentru construirea de noi creșe. Toate aceste amendamente au fost aprobate și din funcția de viceprimar mă voi ocupa direct de ele, pentru că sunt probleme care de ani de zile trenează și din funcția de viceprimar am șansa de a mă ocupa de aceste probleme și pe această cale mulțumesc celor din PNL și PMP pentru că mi-au acordat această oportunitate. Timofciuc a fost singura nominalizare din cadrul Consiliului Local pentru acest post, funcție lăsată liberă după ce Cezar Baciu și-a pierdut mandatul.